După asasinarea lui Commodus, ultimul din dinastia Antoninilor, în 192 era noastră, a urmat un an de războaie civile sălbatice, înainte ca Septimius Severus să ajungă pe tronul imperial. Deși Septimius a avut o domnie lungă și înfloritoare, 192-211, devenise evident faptul că imperiul aparținea oricărei persoane care putea să comande sau să cumpere loialitatea trupelor militare, pe care nu se putea însă baza prea mult timp. Fiul lui Septimius, Caracalla, 211-217, a fost ucis de proprii lui ofițeri, mulți dintre succesorii săi având aceeași soartă. Armatele din provinciile defavorizate erau repede convinse să-l proclame pe generalul lor împărat și, în cea mai mare parte a secolului III era noastră, imperiul a fost măcinat de războaie civile. Puterea a devenit un preț important, puțini împărați reușind să rămână în viață o perioadă de 5 ani după urcarea lor pe tron. Slăbită de tensiunile interne, Roma a trebuit să înfrunte noi provocări ale dușmanilor din afară. În est, un imperiu persan revigorat s-a dovedit un adversar de temut, în timp ce în Europa, popoarele germanice au început să facă din ce în ce mai multe presiuni asupra frontierelor, reușind uneori să le străpungă și provocând mari dezastre. Tulburările din secolul III au devastat regiuni întinse ale imperiului. Taxele ridicate au slăbit economia și au demoralizat populația, în timp ce devalorizările succesive ale monedei, prin adăugarea unor cantități din ce în ce mai mici de aur și argint în monezi, au distrus încrederea în aceasta, făcând trocul preferabil decât acceptarea banilor. În consecință, oamenii s-au retras spre comunități rurale independente, conduse în curând după un model semi-feudal. Spre sfârșitul secolului III, o serie de conducători abili au readus controlul asupra imperiului, dar nu au reușit să rezolve problemele fundamentale ale acestuia. Diocletian, 284-305, a luat măsuri active prin care a menținut statul unit, dar l-a făcut mai despotic și mai rigid. De exemplu, fiecare bărbat era silit să se pregătească pentru aceeași meserie pe care o avea tatăl său. Diocletian a încercat să exercite mai ușor controlul asupra imperiului, divizându-l în zone estice și vestice, conduse fiecare de un împărat senior și unul junior, un Augustus și un Cezar. Imperiul a rămas unit, fiind adeseori condus de un singur împărat, însă diviziunea est-vest tindea întotdeauna să reapară. Aceasta reflecta marile diferențe dintre cele două regiuni și în special faptul că orașele din est se mențineau relativ prospere. Sistemul cu patru împărați al lui Diocletian a fost desființat după retragerea acestuia în 305, iar după o nouă serie de războaie civile, în 324, Constantin cel Mare s-a ridicat ca stăpân al întregului imperiu. Acesta era un eveniment foarte important, deoarece Constantin a început să creadă în adevărul creștinismului, fiind convins că Dumnezeul creștin l-a ajutat în lupta crucială de la podul Milvian, în 312. De-a lungul secolelor, creștinismul s-a răspândit în mod constant, în ciuda perioadelor de persecuție, ultima fiind în timpul lui Diocletian. Însă suportul pe care îl au dat Constantin și alți împărați a fost decisiv pentru expansiunea și organizarea sa. În final, în 391, Teodosius cel Mare a conferit religiei creștine privilegiul de a fi singura religie a statului roman, interzicând toate celelalte secte și religii.
posedarea unei credințe comune a întărit, probabil, imperiul pe termen scurt și chiar și atunci când Roma s-a prăbușit, noua religie urma să servească drept punte între lumea veche și cea nouă. O altă realizare a lui Constantin a constat în fondarea unei noi mari capitale imperiale, Constantinopol, în Est, recunoscând oficial importanța deosebită pe care o avea această regiune. După moartea sa, s-au dat noi lupte pentru succesiune, iar împăratul care a ieșit victorios, Iulian Apostatul, renegatul din punct de vedere creștin, a restabilit în scurt timp formele vechi de cult păgân, măsurile sale fiind dizolvate după moartea sa în 363. Amenințarea barbară a devenit și mai mare după ce poporul germanic, vizigoții, a pătruns în imperiu în 376. Deși admiși inițial ca refugiați, ce doreau să scape de înfricoșătorii huni, aceștia au început să aibă divergențe cu romanii. Au înfrânt o armată romană la Adrianopol în 378, unde împăratul Valens a fost ucis, iar apoi au continuat tulburările. Ordinea a fost restabilită de către Teodosius cel Mare, 379-395, ultimul conducător al Imperiului Roman Unit. Însă, după moartea sa, o succesiune de triburi barbare și-au făcut apariția. Vizigoții și Vandalii, Alanii și Suevii, Burgunzii, Hunii, Ostrogoții și mulți alții. În secolul IV, tot mai multe triburi au fost lăsate să se stabilească pe teritoriul roman, iar multe detașamente mari de barbari serveau în armatele romane în frunte cu proprii lor comandanți. Imperiul roman de apus a început să fie barbarizat, chiar înainte de a începe să se dezintegreze vizibil la începutul secolului V. Galia a fost invadată și ultimele legiuni au părăsit Britania. Stilicho, un general barbar viclean, aflat în serviciu roman, i-a ținut în șah pe subordonații săi barbari în Italia, până când puterea sa a început să-l alarmeze pe împăratul din vest, Honorius, 395-423, care a ordonat uciderea acestuia în 408. După aceasta, Alaric și vizigoții nu mai puteau fi opriți și în 410 au pus capăt existenței Imperiului Roman, capturând și jefuind Roma însăși. Vizigoții au ocupat apoi Spania, în timp ce Vandalii au supus Africa de Nord. De asemenea, aceștia au trecut Marea Mediterană în 455 și au jefuit Roma în întregime, cuvântul vandalism devenind un termen pentru distrugere nechipzuită. Ultimii împărați ai Imperiului Roman de apus erau doar niște marionete manipulate de șefii popoarelor germanice ce conduceau, în realitate, Italia. Unul dintre acești șefi, Odoacru, a decis că împărații romani nu mai erau necesari. În 476, Odoacru l-a detronat pe împăratul Romulus Augustulus, iar Imperiul Roman de apus s-a destrămat. Cu toate acestea, Imperiul Roman de răsărit a supraviețuit.